Sau și bine v-am găsit la un nou episod din Miscreated, hai să continuăm. Încă mai caut un pistol prin case pe aici. Am schimbat serverul. Să vedem ce loot nou putem să găsim. Și soare e frumos azi. Hai să vedem dacă avem noroc prin casele astea. Faza că ușile au fost deschise. Da, uite că loot-ul n-a fost luat. Pica pis, am grijă cu frigiderul ăsta. Și pe ăla ce nu pot să-l lootez? Pot să-l lootez cantinul, ciudat. Can't meet. You're no longer hungry, bun. You're no longer thirsty. Ne-am ocupat de toate. Am două cantinuri, aș fi vrut să le iau și pe ăla, că na, te ajută să ai cât mai multă apă la tine, dar... Păcate, nu vrea să mă lase să-l iau. Să vedem la etaj ce găsim. Dar la etaj, nu știu, nu găsesc mare lucru. Piz acolo. Eventual să mergem la supermarket din nou, să vedem, găsim acolo un pistol. Că și-a găsesc pistoale pe aici, dar nu știu unde. Care e cel mai bun loc de a găsi un pistol în jocul ăsta? Nu sunt Daisy, deja știam cum e loot spawn-ul și știam, de exemplu, mă duc în școală și poți găsesc un Mosin sau poți găsesc un shotgun. Ei, în jocul ăsta nu știu încă locațiile de spawn la iteme. Da, probabil... Pe parcurs se vor face și ghiduri pentru jocul ăsta, cu locații de spawn. Am o chestie pe care am observat-o în joc. Deci, vedeți perdeaua asta? Că trec pe lângă ea. Vezi cum se mișcă? Și v-am zis, atenția la detaliu e pur și simplu incredibil în jocul ăsta. Și nu e nici... E pre-alpha. Nu e nici alpha măcar. Deci, sunt impresionat de toate chestiile pe care le-au adăugat în joc. Bine, nu zic, încă mai e foarte buggy. Vezi că perdeaua intră prin perete și asta, dar important e că se ocupă și adaugă toate chestiile astea pe care alte jocuri pur și simplu nu le au. Hai să vedem aici. Grămadă de mizerie. Pânze de păianjen și cam atât, niște sânge, beef stew. Oricum, e bine că găsim o grămadă de mâncare, chiar că nu găsim arme, dar măcar știu că nu mor de foame. If I see you, I will kill you. Uite, vorbesc aia pe chat acolo, sunt în area, deci ăștia sunt în zonă, pe aici. Mi-e un pic frică, că nu știu exact locația lor. Mă gândesc că la supermarket aici ar fi mai... Oh, shit, da. Shit, m-a văzut. Trebuie să fug să mă ascund că are armă. Am văzut că are. Interesant că vorbesc ăștia în engleză, că de obicei ori sunt ruși o grămadă, ori, eu știu, vorbesc în alte limbi. În niciun caz în engleză. Hai să mergem la etaj aici, să ne ascundem și să mă uit eventual de sus. Da, da, am vizit în partea cealaltă, nu exact unde am eu nevoie. Da, iurea, e posibil să murim. Având în vedere că n-am nicio armă, posibilitatea de a muri dacă mă întâlnesc cu unul care are, e destul de mare. Dar ăsta e jocul până la urmă. Și eu am omorât pe câțiva când m-am spawnat atunci și aveam armă. Important e să încerci să supraviețuiești și să vezi dacă poți să... Să faci asta cât mai mult. Consume, you're less hungry, you are no longer hungry. A
A venit pe aici ăla? Și mi s-a părut că l-am auzit. Ala era la supermarketul ăla de acolo. Și când m-a văzut, a venit imediat spre mine. Dacă aș reuși să-l surprind... Că faza e că toporul e o armă foarte bună. Dacă reușești să-l surprinzi inamicul, poți să-i dai și să-l omori. Dar trebuie să fie aproape. Și până te apropii tu de el, te rupe, dacă are armă. Unde s-o fi dus? Hai să fugim. O să mă uit din third person momentan. Că ai o vizibilitate mai bună. Ia să vedem. Cred că a plecat de aici. Aici era ălalalt data trecută care m-a împușcat pe mine. Ah, shit, e unul mort pe jos. Unul mort pe jos înseamnă că a murit recent. Deci ăla nu-i friendly în niciun caz. Oh, fuck, l-am văzut. Ce sta? L-ați văzut cum se te-a ascuns acolo? Ia uite. Încearcă să mă nimerească acum, cred. Stop, da, da, crezi tu. Vine pe mine, fraierul. Îți spunea că reușește să mă nimerească. El crede că sunt acolo. Să mergem în munți, probabil. Să uite, ne băgăm pe aici. Sper să îl pierd. Are armă. N-am ce să-i fac, asta-i faza. Dacă nu-l iau prin surprindere, n-am ce să-i fac. Dar cred că l-am pierdut pe aici. Da, cred că m-a pierdut. Vine el după mine repede să mă omoare, zi? Bă, ce oameni. Hai să mergem să umplem cantinurile. Să avem apă la noi, just in case. Poate avem nevoie pe drum. Refill. Refill și la asta. Gata. Da, nu mai vine după mine ăla, nu știu unde. Să văd un pic care-i faza cu copacii. Asta nu merge, de la... Păi ăla alții a zis că i-am reușit să-i tai și mi-au dat logs. Nu știu ce faci cu logs. Te ajută la ce anume. Poate poți să baricadezi o casă? Și vezi că nu toți copacii merg. Bine, asta nici nu merge să dai în el. Ah, uite, wood pile. Și l-am luat. Mă gândesc că îl bagi în crafting. Invalid crafting recipe. Bun, păi... Trebuie să afli și recipe-urile acum. Jocul ăsta e atât de nou încât nu cred că știi care va vreun recipe. Da, hai să încercăm să mergem într-o zonă nouă. Nu știu exact pe unde trebuie să merg. Sunt cam blocat în orașul ăsta. Trebuie să scăpăm de aici. Uite, pe aici, pe jos, cred.
trebuie să fie și niște zone noi, nu se poate ca asta să fie toată harta. Bine, având în vedere că e pre-alpha, nu m-ar surprinde neapărat, dar oricum, sper să fie și alte zone pe aici. Ceva prin natură, o cabană sau ceva. Oricum, grafica jocului și în general tot jocul e foarte fain, îmi place. Cum l-au făcut, are un potențial imens. Și chiar vreau să văd unde va ajunge. Pentru că deja e cu mult în fața lui DayZ. Și asta în principal cred că e din cauza că mă, developerii ăștia sunt super talentați sau ceva. Bine, poate sunt. Dar e majoritatea beneficiilor sunt din cauza că folosesc CryEngine. Și CryEngine e un engine foarte puternic. Uitați-vă puțin la grafică. Și când mă uit, uite la pietrele astea. Totul e așa realistic și arată bine. Ce e aici? E un om mort acolo. Da, vreau să descoper și pe aici prin pădure lucruri. Am văzut că, cel puțin din trailer, mi-a arătat că sunt multe locuri prin pădure. Cel ăla e drumul spre oraș și dacă mergem tot înainte pe aici ar trebui să găsim altceva. Avem apă la noi, să mai dăm un You're Less Thirsty. Dar oricum, din câte am văzut, majoritatea oamenilor stau în orașul ăla de acolo, în Wood, nu știu cum se numește, am uitat. Ce este? Footpath, dar spre unde? Hai să mergem pe aici să vedem. Trebuie să te ghidezi și pe chestiile astea. Dar oricum e fain și prin pădure. Mă gândesc că dacă o să bage building și să poți să-ți construiești chestii ca în Rust, știți voi, cu în Rust puteai să-ți construiești o casă completă, ar fi foarte fain să-ți faci o bază, de exemplu, și să stai cu mai mulți cu echipieri acolo și să vă apărați și asta. Ce e asta aici? Azi niște pietre, dar uitați-vă la textura asta cât de high-res e. Probabil mi se părea că sunt niște corturi ceva, așa de bine arătau pietrele alea. Mergem și noi pe footpath pe aici, să vedem dacă reușim să găsim ceva. Asta e dezavantajul în momentul de față, că eu nu știu harta. Și nu prea știu în ce direcție mă duc. Nu știu dacă o să găsim ceva în direcția asta. Te văd că e un lac aici. Și mai mult o baltă ceva. Dar putem să ne dăm refill la astea, cred. Consume. You're no longer thirsty. Consume. Bun. Hai să continuăm pe aici, să vedem ce găsim. Sper să dau peste alt oraș, eventual un oraș mai mare. Că acum suntem undeva în pustietate, nu e absolut nimic. Ia să vedem ce zice semnul ăsta. Ne îndreaptă undeva. Footpath și... Footpath, da, ok. Nu mă ajută cu nimic faptul că îmi zici că e o cărare. Da, ok, am înțeles, dar... Nu mă ajută, măcar de-mi spuneai... Bun, ai direcția spre orașul ăla sau spre orașul celălalt. Vezi cum aleargă cu mâine, parcă e în slow motion. Din picioare dă rapid, dar din mâini dă așa, parcă e în slow motion. Trebuie să mai lucreze puțin la animații. Că vezi, când merge,
din third person, se vede cum dă rapid din mâini. Și când e așa... E un turn acolo ceva. Nu pot să dau zoom. În Daisy mergea să dau zoom, să mă uit de mai aproape, dar în asta nu merge. Bine, în viața reală nu prea poți să dai zoom cu ochii. Adică, na. Și probabil de asta nu există zoom nici în jocul ăsta. Ar fi ca și găsi un binoclu. Pot să mă urc în turnul ăla, oare? Să găsim o cale de a coborâ pe aici fără să ne rupem picioarele. Dacă nu, o să continuăm tot pe acolo. Să vedem unde reușim să ajungem. Da, nu e... Nu poți să te urci acolo. Păcat că e mișto chestia. Dar văd că nu îți dă nicio opțiune să urci sus acolo. Bun, hai să ne întoarcem. Să continuăm pe unde am mers. Mă uit care copac mai dă niște lemn. Și poate reușesc să-l craftez cu ceva. Eu tot ziceam că jocul ăsta e pre-alpha, dar vedeți că tocmai am observat o chestie. În colțul din stânga, sus, scrie înainte pre-alpha. Acum nu mai scrie. Am mai scrie alpha jos, alpha 01. Și probabil a intrat în alpha jocul. Interesant. Da, vedeți aici tot așa e un border. Deci nu te lasă să treci prin zona asta. N-au terminat harta. Asta e faza. Știți cum era în The Forest, unde erau zone în care nu te lăsa să treci? E probabil e aceeași chestie și aici. N-au terminat încă harta și... Nu te lasă să te duci pe unde vrei tu. Pe aici, prin area, e destul de liniște. Și probabil că nu-i nimeni prin pustietatea asta. Dar oricum, îmi place foarte mult. E liniștit așa locul ăsta. Aș pune un cort aici și să stau. Să eventual o cabană. Ce tare ar fi o cabană aici. Chiar dacă e apocalipsa și se întâmplă tot felul de chestii, sunt mutanți și asta... Tot aș pune o cabană aici sau un cort. Pick up wood. Ia, stai că l-am găsit. Unde te duci? Vino înapoi. Pot să pun două de-astea? Craft. Merge. Lumber. Oh, face lumber. Bun. Și cu lumber-ul ce pot să fac? Lumber și dacă fac mai mult lumber, mă gândesc că aș putea să fac ceva. Să eventual cu lumber pot să baricadez o casă. E interesant sistemul. Văzusem eu niște cabane undeva în pustietate. Când am început prima dată jocul, când m-am spawnat. M-am spawnat la o cabană de asta, undeva și habar n-aveam unde sunt. Și asta vreau să caut acum, dar nu știu unde sunt. Chiar habar n-am unde e locația lor. A, uite, ziceam de cabană și uite, am găsit-o. E și o mașină stricată acolo, nu știu dacă merge. Bun. O armă. Nu, hatchet, long sleeve shirt. În zonele astea ar trebui să pună câte o armă, că e greu de ajuns și te-ai gândit, mă, te chinui să ajungi până aici, măcar să-ți iei o armă. Dar nici atât. Long sleeve shirt n-am nevoie. Pantalonii ăștia n-am nevoie de ei. Mănuși nici atât. Așa, mâncare, băutură.
Iar asta este așa. Durability 100, iar asta... Iau durability pe haine și pe obiecte, dar nu văd să funcționeze. Adică nu-ți cade durability-ul dacă folosești. Cel puțin nu acum. Probabil nu l-au implementat încă. Put pile. Dacă dau mai mult, cad mai mult. No, una singură pe copac, ceea ce e destul de iure. Și la unele nici nu cad. Bun, hai să mai facem încă un de ăsta. Lumber. Și cu două bucăți de lumber, dacă mă duc în crafting, pot să fac ceva. Plywood. Ia stai așa, ce-i plywood ăsta? Are un sistem de crafting destul de avansat, nu mă așteptam la chestia asta. Plywood. Wood used in various construction recipes. Holy shit, poți să construiești. Dă-i puțin. Poți să folosesc plywood-ul. M-aș gândi că aș putea să folosesc plywood-ul să-l pun la geam și să barecadez un geam sau... Chiar poți să-ți faci bază și nu știam eu? Cred că da. Holy shit. Ok, vedem ce se mai întâmplă în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!